Profesorii de religie din județul Brăila s-au întrunit astăzi în ședință de lucru în sala de conferință a protopopiatului. Întâlnirea a fost prezidată de înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. În deschiderea consfătuirii, în preasfințitul părinte arhiepiscop Casian a susținut o meditație teologică despre formarea și lucrarea misionară a profesorului de religie în școala românească. Ierarhul i-a prezentat apoi pe noul inspector pentru disciplina religie din cadrul inspectoratului județean Brăila și pe noul inspector pentru cateheză din cadrul centrului eparhial. Cadrele didactice din județul Brăila, de la ora de religie, au putut să simtă o primenire, o reîmprospătare a forțelor lor prin faptul că două persoane și-au asumat slujirea alături de toți profesorii de religie pentru a adăuga un plus de valoare prestației la catedră și parteneriatului dintre școli și biserici. Este vorba de noul inspector de religie, doamna profesor Elena Cocârlea, și noul inspector de cateheză parohială, părintele Sică, Simeon Bănică, ambii cu calități excepționale, ambii întrunind toate condițiile și criteriile cerute de fișele de lucru, ambii angajându-se plenar în ceea ce vor împlini ca inspectori pe pozițiile pe care și le-au asumat. În continuare, profesorii au analizat situația orei de religie în contextul misionar actual, precum și procesul educațional pentru anul școlar 2016-2017. Întâlnirea de azi a fost un prilej bun de a ne aduna gândurile, experiențele de catedră din anul anterior și de a da un nou sens activității noastre din acest an școlar. Am analizat coordonatele activității la disciplina religie, privind cele patru mari coordonate ale învățământului românesc, curiculum, resursele umane resursele financiare, relația cu comunitatea, respectiv parohia și familia. Până anul acesta, timp de 10 ani, programul Hristos împărtă și copiilor era foarte asemănător cu ora de religie. Dar de anul acesta încercăm să creăm cadrele unei educații non-formale, prin interactivitate, prin jocuri de rol, implicare în proiecte filantropice, proiecte culturale, artistice, competiții sportive între tineri, între copii și tineri din parohii, prin școală, în parteneria cu școala, cu alte instituții care desfășoară activități cu tinerii. Prin temele pe care le vom dezbate, prin aceste întâlniri profesori, preoți, să aducem în discuție ceea ce pe ei îi interesează în mod deosebit. Sunt teme de actualitate, trăim într-o lume atât de diversă, plină de evenimente care se desfășoară în fiecare zi. Ori sunt dornici să cunoască mai mult, să se informeze, cu atât mai mult Dumnezeu și tot ceea ce este mai bun și mai frumos în această lume. Toate acestea pot fi aduse înaintea lor, la ora de religie, pentru formarea și informarea acestor chipuri minunate pe care uh, Hristos le-a binecuvântat și le-a adus nou pe palmele noastre profesori de religie. Pe ordinea de zi a consfătuirii s-au aflat și aspecte privind aplicarea noii programe la clasa A5, -a, organizarea concursurilor școlare și reevaluarea parteneriatelor cu parohiile.